Închide ușa acolo, cheia saburii. Mie îmi place să fiu în centru atenției, așa că hai să fac ceva pe direcția asta. Am început la început cu farse, adică practic chestii în care mergeam pe stradă la necunoscuți și filmam fără să știe că sunt filmați. Salut! După un an de zile ne-am dat seama că toată lumea ne cunoaște, adică cel puțin unde aveam eu acces la un Cluj și așa mai departe. Online nu poate nimeni să ne zică cum e, nici un profesor universitar, așa că credem că expertiza noastră e foarte valoroasă pentru că am trăit pe pielea noastră milioane și milioane de înjurători. Tu ai și un nume predestinat, Mircea Bravo. De câte ori ți s-a spus Bravo până acum? Bănuiesc că n-ai ținut-o să fie clară. Da, de multe ori nu-i numele meu real. Asta voiam să te întreb. Numele meu e Mircea Popa. Pur și simplu m-am gândit că ar fi un nume care cumva ar fi conectat la ceva pozitiv, ceva bine. Și sunt mulți oameni care, de exemplu, pe Facebook scriu Bravo la, nu știu, când e absolvirea lui fiică sau lui nepotul și automat mă tugesc pe mine din greșeală. Deci cumva s-a conectat la tot ce e energie pozitivă în Facebook-ul ăsta. Deci nu te-ai luat după Johnny Bravo. Nu, am fost ok, gândire strategică așa. Cred că aveți în primul rând avantajul tinereții și în al doilea rând creativitatea pe care trebuie să recunoaștem, nu o găsim peste tot. Eu pun cărămizi micuți, eu fac chestia asta de 5 ani de zile, cred că am peste 500 de clipuri, toată cumva România are nevoie, știi, să zică, no, când a fost boom, care a fost lovitura, ceva de care să mă leg și eu. Din păcate nu există chestia asta pentru, și foarte mult pentru că eu nu fac chestia asta ca un mijloc să ajung undeva, adică nu fac clipuri ca să intru în televiziune sau fac clipuri ca să fac bani sau ceva anume. Deci ăsta mi-e scopul final, să fac clipuri, asta îmi place. Adică tot timpul îmi fac câte o introspecție și mi-am zis, bun, când m-am simțit cel mai bine? Când am filmat clipul, când am primit feedback-ul pozitiv sau când am încasat bani pe el. Și într-adevăr, ce mai bine mă simt în momentul în care filmez clipuri, ăsta mi-e scopul final. Și atunci, e normal să ai răbdare. Aici e problema, că lumea n-are răbdare pentru că nu face ce le place. Dar fă ce-ți place și atunci ai răbdare și se întâmplă lucruri. Și acum cred că încetul cu încetul descoperim o rețetă cum să livrezi un mesaj pe online. Și cum să livrezi un mesaj pe online? Păi în primul rând trebuie să fie cât mai natural. Nu putem scoate detergentul de sub masă. Trebuie să fie cineva care să creadă povestea. Adică cea care când vede clipul zice, asta e bunica ta. Deci în momentul în care lumea crede că e bunica mea, înseamnă că crede că o chestie reală. Adică e o frântură dintr-o fază din realitate. Nu fiecare femeie e tot cu detergentul în poșetă după ea și balsamă, nu? Exact. Cât mai natural, cât mai aproape de oameni. Ești omul lor, ești de-a lor, eu sunt unul de-al oamenilor. Cumva, în online, eu vorbesc cu oamenii, să zic, da? La TV, we perform for the people, suntem pentru, deci e prietenul nostru din dormitoriu, e publicul. Și, ce să zic, cât mai aproape de oameni vorbești pentru ei în limba lor. Vin companiile către voi în urma succesului vostru să vă întrebe, să vă solicite, păi, să faceți. Noi cu asta ne ocupăm, deci sursa noastră de monetizare sunt colaborări plătite, adică vine un brand care zice vreau ca produsul meu să ajungă la 3 milioane de oameni și noi facem totul de la redactăm un scenariu, după ce ne aprobă, filmăm tot ce ne-am producție, actori, echipă de filmare, regie, montaj și după aia și distribuția pe canalele noastre, pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube. Noi de asta trăim de 3 ani de zile, deci de aici ne monetizăm. Sunteți suficienți de buni ca să câștigați mulți bani din toată această... Nu mulți bani, cât să poți să faci mai departe. Hai să nu-i zicem afacere, pentru că ceea ce faceți voi, bănuiesc că e pasiune în primul rând și după aceea alte lucruri, nu? Da, deci scopul nostru direct e să filmăm clipuri și normal o să apară efectele secundare, aprecierea din partea oamenilor, bani, notorietate și așa mai departe. Da, se poate câștiga bine, se poate trăi bine din online și acum se face o trecere, să zic așa. Adică multe companii plătesc bani grei pentru feedback-ul pe produsele lor. Noi nu avem, nu e problema noastră, pentru că avem multă lume care își dă cu părerea, mii de oameni care își dă cu părerea la fiecare clip. Din chestia, dacă ești matur, poți să iei ceva bun și să-ți optimizezi produsul pentru tura viitoare. Bănuiesc că toți cei care scrieți textele sunteți foarte tineri și uneori mă uimesc lucruri care par a veni din partea unor persoane cu experiențe trecute prin viață, care cunosc foarte bine tradiționalul românesc. Cred și cum vă vin ideile astea? Cum surprindeți voi așa firea asta
tradițională a românului. Spiritul ăsta de observație, ăsta trebuie să-l ai în momentul în care ești scenarist. Și nu, chiar vreau să laud echipa mea, că e o echipă genială de oameni care vin cu idei, bombardează și sunt oameni ancorați în societate, sunt curioși de ce se întâmplă cu țara asta, cu strada lor, cu orașul lor, și în momentul în care ești implicat și nu ești curios numai de ce te dau repetine, ci pe marea masă și vezi niște pattern-uri, cumva apar mai ușor ideile astea. Cum ți se pare publicul consumator de umor? Cum vezi piața umoristică din România în acest moment? Cred că acum se dezvoltă. Există o scuză a multor creatori de conținut care trebuie să faci pentru proști, mi se pare cea mai slabă scuză. Oamenii consumă prostii pentru că nu li se oferă mai prostii. Și atunci, cumva, chiar dacă nu te aștepta ca la primul clip lumea să reacționeze bine, dacă tu continui și ai un drum și o misiune și așa, lumea încetul cu încetul, lumea vrea să aibă produse de calitate care să aibă un substrat. Deci eu chiar cred că publicul din România e inteligent și nu există conținut pentru oamenii, poate nu neapărat sub 30 de ani, dar de exemplu cum e Tiger, 40+. Se uită la mine că-s fiul, dar în rest nu mai are la ce să uite pe. Eu vreau să consum niște conținut pe internet, la ce să mă uit? Nu am la ce să mă uit. Deci nu am la ce. Deci e o foamete pe piața online din România. Și asta recomand la cât mai mulți tineri să vină și să încerce și cu un produs mediu cred că o să aibă succes, dar să fie profesioniști în ceea ce fac. Cum ai perceput tu spectacolul ăsta de ironie, umor dens din Piața Victoriei din 2017 în special? Mi se pare ca un grup de la de Facebook cu oameni super talentați și care au chef de, au multă imaginație. Adică ca și când creează meme-uri alea, deci tineretul au o imaginație incredibilă dacă îi pui la muncă. Ce ar fi să se întâmple și acolo, oameni care își folosească creativitatea într-o anumită direcție și chiar cred că sunt mesaje care cumva, datorită faptului că sunt simpatice sau funny, au adus un plus, au mobilizat oamenii. Cred că orice investiție în chestiile civice e binevenită. De orice fel. Un alt creator de umor îmi spunea următorul lucru. Totuși nu e așa de bine. Noi avem tendința ca prin umor să ne desumflăm, să nu mai ținem în noi energia aia de ieși la un protest. Suntem mulțumiți, am dat un meme pe Facebook, am dat un like, am distribuit, am râs și cu asta ne-am desumflat, ne-am eliberat. Crezi în varianta asta? Pe preată trebuie să captăm atenție. Sunt niște etape, pe preată trebuie să captezi atenția unui om și pe asta îl faci să se miște. Cu meme-ul faci prima parte, îi captezi atenția. După aia, dacă vrea cineva să facă ceva cu meme respectiv, trebuie să un mesaj care să și miște. Deci, el a făcut în prima etapă. Totuși, vă cam feriți de subiectele astea politice. Dacă ne uităm la Diverti, să-i luăm așa, nu exista, nu știu, număr fără să fie o ironie politică acolo densă, cu personajele clasice, Iliescu și așa mai departe. La voi nu observ treaba asta. Nu mai există interes pentru publicul tânăr, nu mai merge ironia asta pe partea politică, e prea multă deja. E prea ușor. Prea ușor. E prea ușor. Cum nu faci umor în poezie? E ușor, adică... Sincer, trebuie să fie un pic mai... Îl fac clar, singur, nu mai... Adică, cum să parodiez ceva care nu oricum e funny? Nu, așa ce e ușor, lăsăm. Noi nu vrem să... Vrem să... Deci chiar nu vrem să le zicem oameni ce să facă, ci să-și pună întrebări. Eu cred că de acolo degeaba îi spune, nu, fă așa, că am zis Mircea. Dacă eu, Mircea, cândva o să-mi schimb părerea și o să fiu retardat sau cretin, tot lumea să-și schimbe după mine. Nu-i sănătos așa, e sănătos ca oamenii pe încrederea lor să ia anumite decizii. Acolo ar trebui să-i ducem pe oameni. Să bă, oarecare maturitate civică. A apărut Shelly, care a făcut valuri în presă, Cristi, vloggerul Cristi Dascălu, care a fost și la noi, iarăși și pe TV. Acum tu cu clipul, parcă simt că e o energizare în direcția asta către educația civică. Se întâmplă ceva sau nu v-am observat noi până acum și voi tot ați făcut lucrurile astea, dar nu le-am remarcat? Noi continuăm încercat să ne implicăm în chestia asta, nu știu cât succes am avut, dar tot timpul fiecare clip de al nostru încearcă să aibă o povață, o idee, asta o vreau să zică, în ce măsură am reușit, nu știu, dar noi pe asta ne-am ghidat tot timpul, deci n-am ști să-ți răspund întrebarea dacă e vina mea sau ce se întâmplă. Oricum e greu cumva să mediatizez subiecte care poate nu... într-un titlu, adică nu știu cum, în titlul ăsta de cancan, cu șoc s-a întâmplat ceva, poate o chestie mai de substrat, e mai greu de tradus într-un titlu. Cristi Dascălu spunea și că un vlogger nu prea vrea să-și asume subiectele astea contondente politice ca să nu își împartă... Să nu radicalizeze. Da, eu consider chestia, adică dacă eu, de exemplu, ar merge așa, zice, asta e bine, asta e rău, tot timpul aș fugi de ideea de influencer, ca să vă o scurtă idee ce e diferența între influencer și entertainer. Influencerul, omul care zice, bea apa asta,
entertainerul ăsta care îți face un clip și în urma clipului tu zici, bă, parcă aș bea apa asta. Așa am încercat să fac și eu cu votul, nu zic, bă, mergi la vot, că zic eu, Mircea Bravo, cine-s eu să-mi dau cu părea că am 31 de ani. Dar în schimb am făcut un clip care am zis că, bă, așa-i, o să mă duc la vot. Și atunci cumva încerci, decât să zici albă sau neagră, încerci să-ți păstrezi tot publică. Nu vreau să radicalizezi, să pierzi 5%. Vreau tot să mă ascultați și încetul cu încetul să ne punem împreună întrebări, ca să ajungem la o anumită concluzie. Că în momentul în care spui întrebări, eu consider că evoluezi un pic. Să deschide. Vreau să dau o tură să văd cum merge. N-aveți cheia?